După emisiune, doamna Lucica a plâns astăzi, era la masă cu Ioana și doamna Maria și cât timp a mâncat, doamna Lucica a și plâns. Ioana a deschis discuția la un moment dat și spunea că ea nu este de acord cu comportamentul Bogdanei. Doamna Maria i-a spus Ioanei că ele, fetele, încă nu sunt mame și nu au cum să simtă ce simte o mamă, însă vor înțelege altfel lucrurile din perspectiva unei mame atunci când vor avea copii. Doamna Lucica a asigurat-o pe doamna Maria că Ioana înțelege și a spus că Ioana este o altfel de fată prin comparație cu Bogdana, bineînțeles. Îi spunea doamna Maria, doamnei Lucica, încerca să o liniștească și cumva să nu vorbească prea mult pentru că se vor da materiale și îi spunea, hai că uite, suntem aproape de a merge acasă, pe 22 plecăm de aici. Iar Ioana i-a zis că problema e nu numai la ceea ce se întâmplă aici cu Liviu și Bogdana, problema e că doamna Lucica se gândește la cum vor fi cei doi afară, în afara competiției. Doamna Lucica i-a dat dreptate și mai spunea și faptul că Liviu a început să pună suflet în relație, că el este foarte atașat când iubește o fată. Doamna Maria a zis că doamna Lucica nu are ce să facă, nu poate să intervină și că Liviu va vedea în timp ceea ce trebuie văzut la Bogdana.